Mircea Cosma a fost audiat 4 ore la Înalta Curte de Casație și Justiție, apoi a fost lăsat să plece liber spre Ploiești cu o ambulanță. Magistrații rămân să reflecteze și să decidă dacă se impune sau nu arestarea sa preventivă pentru 29 de zile. Înainte să ajungă la București, în fața instanței, președintele Consiliului Județean Prahova și-a petrecut noaptea sub supraveghere medicală. Ieri seară, starea sa de sănătate s-a înrăutățit, astfel că a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Pacientul a fost transferat de la compartimentul de primiri urgențe din Câmpina pentru un consult cardiologic, a venit pentru acuze cardiace, a fost supus unui examen de specialitate și medicul cardiolog a decis oprirea pentru supravegherea dânsului pe secția de cardiologie. Mircea Cosma a plecat din Ploiești într-un convoi de mașini în care se afla inclusiv o ambulanță. În ceea ce îl privește pe fiul său, deputatul Vlad Cosma, urmărit penal și el pentru trafic de influență, va fi audiat luni de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Abia apoi, pe baza raportului întocmit, parlamentarii se vor putea pronunța asupra ridicării imunității, care deschide calea arestării preventive.